Bună seara! Doina 2 cu FC Botoșani, iată un meci spectaculos la Ploiești, prima etapă din returul Superligii. Alături de noi, antrenorul echipei noastre, domnul Toni Petre. Domnul profesor, câteva concluzii la capătul acestei remize, apoi întrebările colegilor. Bună seara! Un meci disputat, un meci frumos cât pentru publicul spectator și telespectator, cu ocazii și de o parte și de alta. Am deschis scorul destul de repede, am forțat să greșească așa cum doresc eu, să punem presiune pe adversar, după care am cedat un pic inițiativa, am permis adversarului să vină peste noi, să creeze puțină panică și cu câteva faze fixe. Așa am și primit un gol din penalti, după aceea și dintr-o lovitură liberă. Important pentru noi este că am crezut până la final, jucătorii au crezut până la final că pot măcar să egaleze și s-au luptat până la ultimul fluier al arbitrului și chiar țin să-i felicit pe această cale. Bineînțeles, țin să mulțumesc și suporterilor care i-au împins de la spate, poate pentru acest punct pe care l-am obținut în această seară. E un punct, se adună în dreptul nostru. Ne pregătim acum pentru partida viitoare și vedem ce se întâmplă. Sper ca toți jucătorii să fie apți din punct de vedere medical, pentru că Șervan a trebuit să-l locuiesc după 3 minute de la începerea reprizei a doua. Sper să nu fie ceva grav. Vă rog. Da, am mai avut finaluri de meci de genul acesta, în care am reușit să marcăm gol pe final, nu mă refer neapărat aici la Chindia. Da, nu e, e greu pe margine, vrei să transmiți cât mai multe lucruri. Nu cred că jucătorii pot percepe și auzi tot ce le transmit. Important este totuși că ei cred, asta trebuie să rămână în mintea lor și că au puterea de a duce meciul până la final și să pună presiune pe adversar până să reușim să marcăm un gol sau două pentru a câștiga chiar meciul. Da, normal că ne dorim la fiecare meci să câștigăm, dar nu tot timpul poți să faci acest lucru. Mai dai și de un adversar care joacă fotbal, un adversar care spune probleme. Și atunci se joacă și nu, fotbalul de asta cred că e atât de frumos că e imprevizibil și se poate întâmpla orice, așa cum ați spus dumneavoastră. Am trăit finalul de meci la intensitate maximă, după ce am condus ne-am văzut egalați și conduși, a trebuit să alergăm după egalare și nu e foarte ușor, dar încă o dată trebuie felicitați jucătorii pentru efort și pentru atitudine. Da, da, e foarte prezent în joc, face o risipă de efort incredibilă, chiar și meciul trecut, cred că a fost primul sau al doilea din punct de vedere al distanței alergate și în condițiile astea automat apar și oportunitățile de a marca. Fiind un jucător ofensiv, face multă presiune, se demarcă în zone libere și poate ajunge să finalizeze cât mai multe situații. Pentru proteste, mi s-a spus. Poate că am protestat și eu la anumite faze. Într-adevăr, poate meritat. Nu are legătură. Nu. Păi, da. Nu. Sunt, general, nu vreau să cred că sunt un om superstițios. Iau lucrurile ca atare, încerc să le fac cât mai bine, să le facem cât mai bine. Și norocul, până la urmă, ți-l faci și singur. Nu neapărat că pică din cer. Dacă nu muncești și dacă nu crezi până la final, și aici mă refer la jucătorii noștri, n-avem cum să sperăm doar la noroc. E chestie și de voință și de încredere. Mulțumesc și eu. Seară bună!